Păi mă suna prietenul meu. Zice, ha mă, ce faci tale? Păi ce să fac, vâzlez către dumneavoastră. Acum că-i sta pe loc, asta e, dacă tot merge vâzla. Mă sună el, da, închisă-i, că nu închideam, înțelege? Dar mă sună prietenul meu, hai bă, nu mai ieșa fără eu, o, cu e, dacă aș avea niște puteri supranaturale să ber pe apele astea, aș veni și să am picioarele mai lungi, ulea, că aș veni imediat, fratele meu. Dar atâta limite are furoșele, bă, nerică, bă. Ce să faci, bă, lasă-mă, că e bine așa, bă. Când o da Domnul trupuri cerești să vezi ce zburăm, venim pe pământ pe aici. Mai vizităm planeta, de super mișto. Uite, acum era bine dacă luam pe mama socră, o puneam în partea alta. Știi cum ne stabilizam? Ia cu nepo pică, ia în partea și nepo pică pe față. Și la jumate, că era mai mic. Și trăia un motor de 70 de cai, să-i duci pe amândoi. Trebuie că merg și eu ceva să stau pe loc. Ce frumoasă este viața, măi, măi. Ălă, să văd și strade poțiroși. Ce făceam noi pe apele astea? Cum prindeam noi peștele pe hârtie teoretic? Ălă! Teoretic, frate, că nu mai este pește în România. Cred că vorbesc cu domnul Trapu să mă duc până la America să mă apudă pescuit la ea. Mă, lăsați telefonele, nu interveniți acum. Orașul este în acțiune dificilă. Orașul înainte. Mi s-a blocat asta, chit să ia, mă. Mi s-a blocat. Am uitat că am tuși de rânăba. Uite pe ce se întinde. Păi ce favor să mă ține pe loc. Ia să strâng eu, mă. Și așa n-are frână. Ia vine. Ce e aici, mă? Păi ce te-ai strâns, bă? Viața grea. Mă, cum să ajung, mă, frate, la tine? Mă, ești copil de catife. Tu nu vezi cum mă bate vânt. Mai de grea ajung la păraș. Mai ajung eu, Cristi, la tine. Păi, intri la plajă. Vezi, mă. Facem o înțelege, mă duc de vale. Cu zijelie, hai mă și tu mai repede, ei, ciorcele! Hai mă, dracu, te apucai și să mărești tu și tu la ora asta. Imenie, așa, așa. Îți spun o treabă. Suntem în derivă. Trebuie să ies spre plajă, așa. Sunt pe ăsta, revin imediat.